Bună Scorpion și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Dragi Scorpioni, începem cu eclipsa totală de soare, care pentru voi este foarte importantă. Este o eclipsă de soare care pentru scorpion dă o resetare pe muncă, pe rutina zilnică sau poate să fie un moment în care scorpionul în sfârșit conștientizează că e cazul să mai facă lucruri și pentru propria persoană sau scorpionul poate să conștientizeze că acum e momentul să acționeze, da? dai startul unui proces. Da? Fie pentru scorpion poate să însemne un nou loc de muncă, Uh, un nou mod prin care abordezi munca, un nou program zilnic. Poate să fie și asta. Însă, vedeți voi, uh, aș merge pe ideea că în sfârșit scorpionul uh, se apucă de curățenie generală în viața sa și curățenia asta generală în viață poate să însemne și cu rutina zilnică. Da? Un mod prin care ai abordat lucrurile până acum și acum nu mai merg da? și trebuie să faci diferit. De altă parte, scorpionul poate să primească o veste de pe zona medicală care să-l să facă să conștientizeze că e cazul să se mai gândească puțin și la plăcerile sale. da Și la plăcerile sale. Um. Pentru unii, nu știu, poate să apară o problemă de sănătate a cuiva din jurul vostru și atunci e nevoie să vă ocupați de situația respectivă. E nevoie să vă treziți la realitate și să vă dați seama că poate și eu prin aceeași chestie ați putea să treceți și voi, dar dacă nu vă ocupați suficient de, de sufletelul vostru. Oricum, este o perioadă în care Scorpionul e foarte aglomerat, are foarte multe lucruri de făcut, însă uite, prin situația aceasta, să știi că tu-ți aduci vindecare. Poate să fie un moment în care ai curajul necesar și dai startul unui proces de vindecare în viața ta, și vindecarea asta vine și prin a te elibera din niște lucruri mai puțin plăcute. Da? Deci cumva e un nou mod prin care tu abordezi viața de zi cu zi, rutina zilnică, e un mod nou prin care abordezi munca, e un mod nou prin care tu acționezi da? sau un nou stil de viață poate să fie. Da? Poate Scorpionul a luat o hotărâre în ultimele două săptămâni de prin martie și acum vezi că nu știu, lucrurile cumva trebuie schimbate, trebuie revenit cumva asupra lor. Vezi că e vorba de o rană acolo veche care acum se poate vindeca, doar că na, se vindecă na, cumva și cu atitudinea ta. Pe de altă parte avem o conjuncție Marte-Saturn care se produce pe 10 aprilie, dar care, atenție, se simte toată săptămâna da? și care pentru Scorpion Poate să însemne un moment de curaj în care fie încep să abordezi lucrurile mai serios în relația cu un copil, fie unii scorpioni acum aveți curajul necesar să luptați cu adevărat pentru persoana iubită, sau unii aveți curajul necesar să vă rupeți dintr-o situație toxică, mai ales dacă discutăm de o situație în care poate nu ai fost apreciat, nu te simți bine, cumva acolo lucrurile cam trebuie. Uh, Curățate, ca să zic eu, iar scorpionii care aveți copii, eu v-aș sfătui să le acordați o mai mare atenție în în perioada aceasta. Da? Apoi, scorpionul poate să reia o discuție cu șeful săptămâna aceasta sau poți să reiei o discuție cu un bărbat important din viața ta. Poate e tatăl, poate e un prieten, poate unii trebuie să reluați niște uh, uh, drumuri, cumva trebuie să. Vă întoarceți într-un loc, da, pentru a rezolva niște chestiuni legale, poate să fie și asta, da. Eu zic că scorpionul trece printr-o săptămână de schimbări destul de mari, da. Și uite, chiar de acolo e rezolvarea prin a închide prin a te elibera de o situație anume, da, de o situație anume. Uh, unii, nu știu, puteți să auziți de o problemă de sănătate a cuiva foarte apropiat vouă și așa cum v-am zis, cumva de acolo să, să pornească situația. Uh, alți scorpioni, ne știe, acum vă hotărâți să reluați niște investigații medicale și tare bine ar fi că Venus acolo vă aduce vindecare, deci vă ajută, vă ajută, mai ales dacă e vorba de a repeta da? niște investigații. Poate să fie și asta. Da. Uh. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Da? Ce faceți voi. Ce spun arhanghelii? Purificarea și sublimarea. Deci așa cum am zis, scorpionul e pus pe curățenie generală în săptămâna aceasta. Cifra 8 foarte importantă pentru tine. Deci și pentru tine poate, fi une, poate să fie o săptămână în care se întâmplă lucruri simbolice pentru, uh, pentru acest an, da, 2024. Culorile importante, mov, roșu, portocaliu, galben, verde, maro, iar arhanghelul Zadakiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste. Să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Scorpionul este pus pe vindecare săptămâna aceasta și cu siguranță vindecarea mai vine și prin a mai lăsa anumite relații toxice în, în spate și când spun relații toxice, mă refer și relații de prietenie și relații la muncă și relații în general cu oamenii din din jur da. Reușești să-ți vindeci o suferință aici? Poate e o suferință veche, da? Hai să vedem tot pentru scorpion și tarotul ce zice că este o săptămână importantă, aș spune eu, în care se întâmplă lucruri mari. Se apropie și conjuncția respectivă Jupiter-Uranus, care, mă rog, deja se simte, dar posibil uh, să fie vorba pentru scorpion și despre o decizie bruscă undeva. Hai să vedem ce spune tarotul pentru tine. Doi de cupe. U. Uh. Dragi scorpioni, ce faceți aici? Fără că te enervezi, pleci și cineva rămâne victorios, dar în același timp obosit, supărat, nu știu. 4 de bâte împăratul regina de spade, uite, este o, o și cu șapte de spade e o hotărâre mare aici care se ia fie la muncă, fie într-o zi sfântă într-o zi într -o zi specială. Poate să însemne și o decizie în legătură cu, săr cu sărbătorile care vin, nu știu, te hotărăști să pleci undeva, te hotărăști să faci ceva. Pe de altă parte, văd aici șeful care ia o decizie sau este o persoană importantă din viața ta care. Iau o hotărâre. Este o săptămână cu victorie, cu reușită pentru Scorpion. O săptămână în care se iau decizii oficiale cumva și avem aici doi de cupe. Da, nu știu, o relație din viața ta este foarte importantă. Poate pentru unii Scorpioni apare un păcare, dar pentru alții poate să fie un moment în care dai la pace cu cineva. Însă, poate să fie și o săptămână în care ești foarte preocupat de acte. 8 de cupe la baza manifestărilor tale. Deci tu renunți la ceva, lași ceva în urma ta. Fie unii scorpion zice, uite, hai să dăm uitării ce a fost și hai să devenim iar prieteni sau hai să continuăm relația. Alții din contra ziceți băi, gata, nu se mai poate, pentru că aici este vorba despre a renunța la ceva care nu te mai împlinește. Aici eu văd că a fost o perioadă pentru scorpion destul de ciudată, aglomerată, din punct de vedere emoțional în mod special. Iar în inima ta e turnul. Deci turnul vine cu o rupere, vine cu un eveniment major care se petrece. Poate este un moment în care chiar tu, da, fiind ascendent în zodia ta, pe eclipsă, Marte al tău în conjuncție cu Saturn, Pluto al tău în sextil cu Venus, deci poate e un moment în care Scorpionul. Nu știu, se îndrăgostește, pleacă. E un moment în care ai curajul necesar să faci o schimbare. E un moment în care ai curajul necesar să faci ceva frumos pentru sufletul tău. Unii puteți să auziți de un eveniment total neașteptat și total neprevăzut, legat de persoana iubită, casă, familie, copii, ceva anume. Pajul de băte în mintea ta, deci ai chef de distracție, este o săptămână în care vrei să te simți bine, vrei să te relaxezi. Pajul de băte poate să însemne și un mod nou prin care scorpionul vrea să acționeze, dar poate este vorba și despre o pasiune pe care o ai tu de ceva timp și, uite, acum o poți pune în practică. Patru de cupe. Aici e cineva supărat, dar cineva plictisit, cineva care refuză ceva anume. Poate să fie și o persoană care evită în general să comunice sau cineva care evită, nu știu, sau refuză orice îi se propune. Da? Faietonul, o legătură cu Zodia Rac, dar și cineva care ia o decizie oficială sau cineva care face un drum către tine. Poate pentru al Scorpion este vorba despre o persoană care se mută sau cineva care îți vine în vizită mai poate să fie Însă eu văd clar că în plan personal se întâmplă tare multe lucruri Tare multe lucruri 6 de bâte o victorie din punct de vedere profesional sau cineva care Se consideră aici victorios Da Unii cine știe poate acum primiți vă o ofertă de muncă Acum vă găsiți o pasiune acum aveți curajul necesar și Faceți ceva pentru că 6 de bâte înseamnă victorie Înseamnă victorie cineva e victorios, da? Parcă e victorios, e aplaudat, e undeva sus. Doar că nu prea se poate bucura de toată situația asta. Bun. Deci scorpionul e pus pe schimbări mari săptămâna aceasta. Și repet, sunt lucruri care țin în mod special de viața privată. Deci familie, prieteni, iubire, copii, toată zona aceasta. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă, îți doresc și mult curaj pentru eliberare.